În medie, un român merge la medic de 5 ori pe an, arată un raport Eurostat. Cifra ne plasează pe locul 17 între cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Prin comparație, vecinii unguri merg la doctor de aproape 10 ori pe an. Europenii care trec cel mai rar pragul unui cabinet medical sunt grecii și suedezii. Câte ori merg la medic pe an? Într-un an, aproximativ. De 4-5 ori. Și vi se pare că rezolvați în aceste 4-5 vizite tot ceea ce aveți nevoie? Ce propun eu, da, da. Depinde după cum mă simt, adică nu mă duc să mă aflu în treabă. Mă duc când am vreun necaz. La vârsta mea se întâmplă relativ des, dar asta nu înseamnă lunar, nici într-un caz. La ce tip de medic mergeți cel mai frecvent? De familie. Și la stomatolog foarte, foarte des. Exact. Eu mă duc sunt cei mai super de des. Mai bine să previi decât să tratezi. Eu asta gândesc. Cifrele Eurostat arată că în 2021, în România, numărul mediu de consultații pe locuitor a fost de 4,9, în creștere ușoară față de anul în care a izbucnit pandemia COVID, dar sub nivelul lui 2019. Vedem că multă lume, mare parte din populație este susceptibilă la diverse mituri care nu au de-a face cu medicina, cu știința. Ar trebui să ne preocupe ca sistem de sănătate să investim mai mult în educația pentru sănătatea populației. Țările din Europa unde oamenii merg cel mai des la medic sunt Slovacia, Germania și Ungaria. La polul opus se situează Portugalia, Grecia și Suedia. Țara nordică stă cel mai rău, cu puțin peste 2 consultații pe an. Programările care le luăm deci nu se dau imediat. Nu putem să le obținem. Deci la 2-3 luni, cam așa le obținem. Sunt asistentă, dar merg de câte ori e nevoie. Sunt și cazuri de oameni care vin prea des? Din păcate sunt și... Știți, poate și teama că vor face o boală foarte gravă, că nu li se acordă suficientă atenție și asta poate să fie un motiv. Un studiu Ipsos realizat arată că doar 46% dintre români consideră că primesc cel mai bun tratament în țară. Sunt foarte dezamăgită de tot ce se întâmplă, de numai bolnav să nu fii în țara asta. Deci dacă ai bani să mergi în alte țări să-ți vezi de sănătate, dar aici în România poți să mori cu zil. Aveți încredere în sistemul medical din România? În sistem nu. Dar sunt unii oameni în sistem care merită tot respectul nostru. Am întâlnit oameni și în acest sistem. Sistemul trebuie lucrat mult la el. Când ești încolțit, ai încredere. Așa, din partea mea, să zic, poate 70%. Un alt raport publicat recent de Eurostat arată că în privința numărului de medici, România e pe locul 19 în Uniunea Europeană, adică spre coada clasamentului. În 2021 aveam în jur de 69.000 de medici, arată datele INS, adică 360 de doctori la 100.000 de locuitori. Un factor care i-a determinat să plece din România, și aici vorbim despre nepotism și mica corupție, în momentul în care... Știi că mergi la un concurs, ești cel mai pregătit, dar în momentul în care se afișează rezultatele, postul este de fapt al fiului sau fiicei. Acesta este un factor care descurajează foarte mult. Germania este țara din Europa cu cei mai mulți doctori, 377.000.